Un deputat USR Plus din Iași a fost amenințat cu moartea de un bărbat pe rețelele de socializare. Un individ a jurat că îl va decapita pe Filip Havârneanu și toți colegii din partid. Din informațiile pe care le deținem, bărbatul ar fi recurs la acest gest de amenințare în urma unui act de șantaj și ar fi fost obligat de o grupare să se filmeze. Polițiștii urmează să fie sesizați printr-o plângere penală pe care o va depune deputatul ieșean. Bărbatul s-a filmat în timp ce formula amenințări cu moartea la adresa deputatului USR Plus. Întins pe pat, individul a mărturisit că nu va fi arestat până nu îl va omorî pe politician. Pe Filip Havârneanu și USR și PNL, băi, vă tai gâtul să mor, nu, eu intru la pușcărie, dar nu intru că vă ameninț. Nu intru că vă ameninț că plâng în seara asta, fraților. Eu intru eroic. O să bag politicienii mormânt. Eu intru la pușcărie și altul o să o ducă bine. Filip Havârneanu spune că are cunoștințe despre persoana în cauză. Ar fi vorba despre un bărbat care în prezent se află în Londra. Din spusele deputatului, individul ar fi fost obligat de o grupare necunoscută să facă videoclipul de amenințare. Eu este din Iași, locuiește în Londra. El spune că a fost obligat să facă acel video. Nu știu ce înseamnă că a fost obligat să facă acel video. Dar sper să nu se simtă la fel de obligat să-l și pună în practică. Din păcate, observ din ce în ce mai multe astfel de persoane care nu conștientizează cât de grave sunt unele acuzații și... Astfel de mesaje sunt obișnuite la adresa politicienilor români. Filip Havârneanu spune însă că s-a ajuns mult prea departe, iar aceste vorbe se pot transforma în fapte, așa că va sesiza organele abilitate în vederea luării măsurilor legale care se impun.